Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vom începe un nou proiect, și anume o pălărie pentru femei. Eu voi folosi firul Alize Diva. Este un fir care se găsește și acasă, în România. De aceea am ales să folosesc acest fir. Voi folosi croșetul cu numărul 3 și vom avea nevoie de puțină atenție. Modelul în sine este foarte ușor. Este, într-adevăr, un model pentru doamne începătoare. Dumneavoastră puteți folosi firul Diva, cum am folosit eu, sau un alt fir adaptat croșetului cu numărul 3. Fiind prezentate materialele, eu voi porni și voi începe să lucrez un număr de 6 ochiuri de lanț. Deci voi face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apoi mă voi întoarce în primul ochi de lanț și voi închide totul cu fir alunecat. Din acest moment voi porni 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul de croșet voi intra prin interiorul cercului format și voi lucra un număr total, deci cuprins și primul piciuruș format din ochiurile de lanț. Deci spuneam un număr total de 16 piciorușe duble. Deci vom îmbrăca acest cerc cu cele 16 piciorușe duble. Lucrate cele 16 piciorușe duble, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, plus un ochi de lanț de separare, deci avem un total de 4 ochiuri de lanț aici, firul pe croșet, și ne îndreptăm către următorul picioruș și vom face un picioruș dublu, un ochi de lanț. Continuăm în următorul picioruș, un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Astfel vom continua pe drept parcursul rândului. Ajunse și la sfârșitul acestui rând, am făcut ultimul ochi de lanț de separare, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat voi intra în corespondența primului spațiu și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În corespondența acelui spațiu format din ochiuri de lanț din rândul anterior, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Mă întreb către următorul spațiu și voi lucra 2 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, în următorul spațiu 2 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, astfel vom continua pe întreg parcursul rândului. Vom închide rândul în corespondență celui de-al treilea ochi de lanț din primul picior de la începutul acestui rând, apoi cu fir alunecat ne îndreptăm către primul spațiu, iar aici vom lucra 1, 2, 3 ochi de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi continua în același spațiu cu cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. În spațiul următor voi lucra din nou 3 piciorușe duble, 2 și cel de-al treilea, plus ochiul de lanț de separare și ne îndreptăm către următorul spațiu. În felul acesta vom lucra pe drept parcursul rândului, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând pentru a continua. Vom închide rândul, ca de obicei, cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ori de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat ne vom îndrepta către primul spațiu format din ochiul de lanț. Odată ajunse aici, noi vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul de croșet. Vom lucra cel de-al doilea
dublu. Noci de lanț de separare. Mă scuzați, vor fi bine așa, da. Două piciorușe duble, scuzați. Un de lanț de separare, urma de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. După care vom fi un decroșet și ne vom deplasa în spațiul următor și vom lucra din nou. Două piciorușe duble. Scuzați, în urmă mai e pur și eu. Un de lanț de separare, urma de alte două piciorușe duble. Și din nou, îndreptăm în următorul spațiu și lucrăm două piciorușe duble. Un de lanț de separare, urma de alte două piciorușe duble. Astfel vom lucra până la sfârșitul rândului. În acest rând. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. Voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ori de lanț din primul picioruș. Voi continua și cu fir alunecat mă voi îndrepta către spațiul format din ochiul de lanț dintre piciorușele duble. În momentul în care am ajuns aici, voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui piciorușe dublu. Firul de croșet și în corespondența acelui spațiu, voi face alte două piciorușe duble. Deci voi avea un total de 3 piciorușe duble. Un ochi de lanț. După care, în corespondența acestui spațiu dintre motive, deci dintre aceste patru piciorușe duble, noi vom face din nou trei piciorușe duble. Un de lanț de separare. Vom intra în corespondența spațiului dintre cele patru piciorușe duble. Și voi repeta. 3 piciorușe duble. 2. 3. Un alt de lanț. 3 piciorușe duble în spațiul dintre motive. 1. 2. 3. În felul acesta vom lucra pe drept parcursul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, pe care îl vom închide ca de obicei cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat vom ajunge în spațiu format din ochiul de lanț. Deci am ajuns în acest spațiu, iar aici voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș duplu, firul pe croșet și în interiorul aceluiași spațiu voi face cel de-al doilea picioruș duplu și cel de-al treilea picioruș duplu. Un ochi de lanț de separare, apoi mă voi îndrepta în următorul spațiu format din ochiul de lanț și voi lucra din nou 3 piciorușe duple, 1, 2, 3. Un ochi de lanț de separare și în următorul ochi de lanț de separare din rândul anterior, din nou, 3 piciorușe duble. În felul acesta vom lucra pe drept parcursul rândului, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând pentru a continua. Deci, 2 și cel de-al treilea piciorușe duble. Ochiul de lanț de separare și continuăm singure. Am ajuns și la capătul acestui rând, pe care îl vom închide ca de obicei, cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum vom avea nevoie de o grămiță despărțitoare și vom pune un semn la acest rând. Din acest moment, numărând și rândul acesta, noi vom face un total de 12 rânduri în același mod. Deci vom trece cu fir alunecat în corespondența primului spațiu disponibil, iar aici vom lucra
trei piciorușe dure. Am început cu trei ochiuri de lanți, care ții locul unui piciorul dublu. Îl voi lucra pe cel de-al doilea, pe cel de-al treilea, un ochi lanț de separare și vom continua în următorul spațiu din nou. Trei piciorușe duble, un ochi lanț de separare, trei piciorușe duble, un ochi de lanț de separare. Deci, noi vom lucra singuri și ne vom întâlni când vom termina toate aceste rânduri, 12 rânduri. Lucrate cele 12 rânduri, am încheiat rândul cu virar negat, iar acum voi continua 1, 2, 3 ochi de lanț care ții locul unui piciorul și dublu. În corespondența următorului piciorul voi face un piciorul și dublu. Corespondența următorului piciorul și dublu face un piciorul și dublu. În corespondența spațiului vor face un ochi de lanț un piciorul și dublu. Deci, acest rând va consta doar un piciorul și dublu, inclusiv în corespondența ochiului de lanț. Și lucra în felul acesta și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Piciorul și dublu, iar în spațiu am format în ochiul de lanț, din nou, cu piciorul și dublu. Am ajuns și la capătul acestui rând, pe care îl voi închide cu virul alunecat în corespondență celui de-al treilea ochi de lanț din primul. Iar în acest moment voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și voi număra 1, 2, 3, voi intra în cel de-al patrulea piciorul dublu și voi face un piciorul scurt, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, din nou. Voi număra 1, 2, 3, voi intra în cel de-al patrulea piciorul și voi face un piciorul scurt. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Iar noi ne vom întâlni 1, 2, 3, deci ne vom întâlni pentru a continua. Am ajuns la capătul rândului, după cum vedeți. Mi-au rămas aici exact 3 piciorușe duble și cel de-al patrulea unde voi închide va fi cel prin care am pornit primele amprăguri. Dacă ați lucrat corect, va trebui să terminați aici exact ca mine. Ajuns în acest punct, am închis cu piciorul alunecat, iar acum voi intra în corespondența arcului format din cele 5 ochiuri de lanț și voi lucra. Două ochiuri de lanț care țin locul unui piciorul dublu redus, firul de croșet și în interiorul arcului voi lucra 1, 2, 3, și un piciorul dublu
rândului. Am rugat și ultimul picet cu dublul ritual să nu vă închide aceste lucruri alunecat în corespondență. Și dublul redus din primul arc. Lucrăm de noi. Acum vom continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui piciorul dublu, unul de lanț de separare, firul de croșet și în corespondența fiecărui piciorul din rândul anterior vom lucra un piciorul dublu și unul de lanț, deci piciorul dublu și un tirant de separare. În felul acesta lucrăm pe întreg parcursul acestui rând, iar noi ne întâlnim pentru a continua. Și vedeți, în felul acesta sper să ne prezentăm fiecare arc lucrat de noi. Noi lucrăm singuri și ne reîntâlnim. Ajuns și la capătul acestui rând, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea om de lanț din primul picioruș. Vom intra cu fir alunecat în spațiu format din ochiuri de lanț și vom lucra trei piciorușe duble, trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. În următorul spațiu vom lucra un piciorul dublu, un ochi de lanț. În următorul spațiu, un piciorul dublu, un ochi de lanț. În felul acesta lucrăm pe întreg parcursul rândului. Deci, în spațiu format de un ochi de lanț, noi vom lucra un piciorul dublu și un ochi de lanț de separare. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Închei acest evantai, să vedem cum arată. În felul acesta am încheiat și acest rând cu fir alunecat în corespondență celui de-al treilea rând de lanț din primul picioruș. Vom intra în primul spațiu, vom face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus, firul de croșet. Vom intra în următorul spațiu și vom face un picioruș dublu redus. Așa. În următorul, un picioruș dublu redus. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, în corespondența fiecărui spațiu format din ochiul de lanț. Noi vom lucra un picioruș dublu redus și acesta va fi ultimul rând. Noi ne întâlnim la final pentru a vedea rezultatul. Suntem aici la ultimele piciorușe dublu reduse. Sfatul meu este să nu strângeți prea mult firul și aproape la sfârșitul acestui rând. În acest mod am obținut o pălărie de fiecare zi pe care o putem folosi fie la lucru, în curte, în grădină, fie la mare, la strand, o pălărie pe care eu am adaptat-o după un model de pe Pinterest, am adaptat-o pentru noi persoanele adulte, o pălărie de portat fiecare zi, deci nu de lux, și felul acesta ne vom proteja de soarele arzător. Deci am câteva piciorușe și vom ajunge la capătul acestui ultim rând. Vom reîntâlni pentru rezultatul final. Am ajuns la capătul rândului, voi scurta firul, voi închide acest rând, voi ascunde capătul de fir de sub, în mod la care să nu se observe
ascunde cu aur, îl ascunde cu cuțitul. Și după cum veți vedea imediat, am obținut această pălărie în stil retro. Așa cum vă spuneam, o putem folosi în fiecare zi, fie la treburile noastre, în rădina este pentru o persoană adultă. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat, nu uitați că în funcție de firul și cuțitul pe care îl veți folosi, va fi și dimensiunea pălăriei lucrate de dumneavoastră. Numai atât am dorit să vă prezint. Sunt Tatiana și vă mulțumesc.